vulpițelor și vulpișorilor, astăzi am pentru voi, se pare, o mapă foarte, foarte drăguță și... ia uitați-o pe Bel. Foarte drăguță Bel. Mie mi se pare că Bel este, cum să zic, varianta mai bătrână a lui Shelly. Ori e Shelly când o să fie bătrână, ori e bunica lui Shelly. Nu vi se pare? Mie mi se pare foarte tare. Avem aici hartă de Nani Golf. Oh my god, ce tare. Ce fain arată, pe bune. Foarte șmecher. Și ce evenimente mai avem aici făcute de Cosmin? Hai să vedem. Mamă, deci nu știu dacă știți, dar presupun că toată lumea știe joculețul acela Pac-Man. Foarte tare. Aș vrea să ne jucăm minigame-ul acesta și vreau să ne explici cum se procedează. Avem aici Sprout Bug. Mamă, interesant, te buguiești aparent pe harta asta. Mai avem? Da, hai să ne jucăm aceasta, mi se pare interesantă. Nu? Vă place? Ne jucăm. Ia, explică-ne. Trebuie să-mi explici aici pe live că nu merge să scrii. Sunt curioasă cu ce brawler ne putem juca pe harta asta. Păi o să fie un Max versus nouă Poco. Prima dată te pui tu Max ca să vedem exact și noi restul o să ne punem cu Poco. Ok. Stai să văd unde îmi este Poco. Și noi mai exact ce trebuie să facem, să fugim de Max? Sau... stai să văd unde mi-e Poco, 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 Poco. Și când ai prea mulți brawleri, e rău parcă. E prea mult de căutat. Bun. Trebuie să îi prindă pe toți. Trebuie să-i atingă. Dacă i-a atins, trebuie să meargă în centru. Ok, deci Max trebuie să ne atingă cu hit-ul și dacă ne atinge pe noi care este Poco, trebuie să mergem unde zice el, în centru. Care rezistă mai mult. Ok, bine. Hai să stăm ready. O să fie, zic eu, super distractiv. Mai ales că și harta este foarte faină. Noi probabil că o să ne ferim așa de... Nu cu hit? Da, cu ce? Cu corpul? Oh, ce tare! Oh, ce tare! Deci trebuie să ne atingă cu corpul. Dar e mult mai greu așa. Și noi putem să luăm power sau? Nu avem voie. Uite-l. Fiți atenți că vrea să ne atingă cu corpul. Noi ne ascundem după cutii dacă tot. Ne ascundem și noi pe aici. Mamă, ce tare e! Stai să nu dau cumva. Uite-l. Stai să fugim. Nu, vrei să vină după noi! Am fugit! O, că avem și teleporturi. Ce tare! Foarte tare harta. Mamă! Mă duc și eu tot pe teleport. Mamă, ce tare! Stai că mă întorc la teleport. Mă teleportez înapoi că l-am văzut pe aici prin zonă. Mamă, ce hartă drăguță! Aoleu, că vine după noi! Nu vrei să mă atingă, vrei să mă... M-a atins. Bine, hai că mă duc în zonă. Mă duc în zonă, domne. Mă duc aici, în centru. Firar. M-a prins. Amalia nu m-a prins. Hai să vedem care rezistă cel mai mult. Și pe Nociva n-a prins-o. Oh my god. Asta e tare, să te atingă cu corpul. E mișto ideea. Suntem mulți aici, ia să văd cine mai e. Mai e și Crău aici. Ia uite cum fuge. Și pe rare și l-o prins, Hai să vedem dacă îi mai prinde și pe restul. Mai este Raisa. Sus e Sara. Și... Să vedem care o fi ultimul.
ultima persoană care rezistă cel mai mult să nu fie prinsă. O, a murit de la zonă. Cred că Sara e ultima. Deci, da. Sara practic a câștigat că e ultima prinsă. Foarte tare. Foarte frumos minigame, îmi place. Pam, pam, pam. Mama, aici bătălia finală. Bă, e greu să te și omor cu Poco. Așa-i? Yay! Și-am câștigat. Acum eu sunt Max. Bine. Acum eu trebuie să vă ating cu corpul. Trebuie să văd unde este Max-ul meu. Max, Max, drăguța mea. Bun. Păzea că vine Foxy după voi. Pe mine m-a atins prima, dar nu știam ce să fac. A, trebuie să te duci acolo, în mijloc unde au făcut zona aia. Deprinși, ca să zic așa. Nu uitați să vă abonați dacă vă place minigame-ul, pentru că eu acum filmez. Sunt pe Trovo, pe primul link din descriere, unde fac live ceiling de la ora 12 și dacă vreți să vă jucați cu mine, aici trebuie să intrați pe live de la ora 12 pe primul link din descriere și vă face și cont de Trovo care este gratuit. Faza e că o ieșit cineva și mai așteptăm să intre cineva. Sau a intrat deja, uite, a intrat dragonul negru să te pui cu Poco. Da, îmi place foarte mult harta, e interesant conceptul. E fain că trebuie să ne atingem corpul și nu că, adică cum te așteptai să fie cu hit, gen. Foarte tare. Haide, Raisa. Raisa trebuie să mai dea ready. Ok, nu știu. Înseamnă că mai intră altcineva în locul ei. Bun. Abia aștept să vă prind, sincer vă zic. Abia aștept. Încă nu a intrat nimeni, ok, mai așteptăm. Spăgați codul care îl vedeți la mine pe ecran unde scrie Join with Code. Bun, a intrat Marian. Acum trebuie să mai dea Nocivana și perfect. Uhuhu! Na bun, hai să vedem pe cine ating acum. Ia vine cu acize. Yay, aproape, aproape, aproape. Uite, ah, nu l-am mai. Uite, 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 uite. Teama, nu? Te-am atins, bro, te-am atins. Tu te acolo în mijloc, că te-am atins. Te-am atins. Aici, da. Bun. Intră înăuntru, acolo. Mamă, veniți în coace. Mă, că eu mi-am folosit gadget-ul. Aaaa, că-a fugit de mine. Te-am atins, te-am atins, creu, te-am atins. Te-am atins, Nocivana, te-am atins. Și pe dragonul negru l-am atins. Cred că da, din moment ce e aici. Cosmin, hai să vedem. Poți fugi, dar nu... Te-am atins. Hai să vedem unde sunt restul. Marian, uite. Am pus ochii pe Marian aici și... Uai, ce multă lume e aici jos. Mamă, că v-am prins. Vă prind acum. Marian, te-am prins. Uite, cred că o prind acum pe Amalia. Am prins-o și pe Amalia. Acum cred că îl prind pe Alex. Când vezi cum țintești să protejezi cutia. Am o slăbiciune
Te-am prins, Alex? Și mai e Rara și Sara. Mamă, nu cred, v-am prins pe tot. Mamă, v-am prins pe toți, niciunul n-a scăpat. Deci niciunul n-a scăpat. Pe toți v-am prins. Foarte tare. Da, foarte tare. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost minigame-ul, care se numește Pac-Man. Sper că vă place și nu uitați să vă abonați. Instagram-ul meu este foxy.insta, TikTok foxy.tiktok și vă aștept în fiecare zi pe live pe Trovo, pe primul link din descriere de la ora 12. Să aveți o zi minunată ca și voi! Pa, pa!